Stimați asistență, bună ziua! Din numele Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, vă salut la Parlament și mă bucur că ați dat curs invitației noastre de a participa la masa rotundă cu genericul asigurare infrastructurii și serviciilor durabile de alimentare cu apă. Pe platforma Comisiei Parlamentare de Profil, la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării, de fapt în parteneriat și UNICEF Moldova. Eu sunt Larisa Novac, sunt deputată în Parlamentul Republicii Moldova, sunt membru a Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Astăzi voi modera acest eveniment, aceste discuții. Alături de mine îi am pe colegii mei deputați, pe care vreau să vi-i prezint. Este vorba de colega mea, autoarea a mai multor inițiative legislative care vine să sprijine familiile, femeile, copiii, o promotare a drepturilor femeilor și fetelor, vicepreședinta Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, Marina Morozova. De asemenea, alături de noi îl avem astăzi pe colegul meu, care este autorul a legii cu privire la condominiu, membru a Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională, Vitalie Jacot. De asemenea, alături de noi o avem pe colega mea, o promotoare a drepturilor femeilor, fetelor, secretarul Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, Marcela Adam, și o colegă tânără deputată, care este foarte dedicată domeniul culturii, educației, autoarea mai multor proiecte de legi, inclusiv legea cu privire la voucherul cultural, Marcela Nistor, bine ați venit! De asemenea, salut prezența secretarului de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, doamna Valentina Olaru, bine ați venit, și partenerilor noștri UNICEF Moldova, reprezentantă de țară în Republica Moldova, o prietenă a Republicii Moldova și o parteneră de încredere, doamna Maha Damaș, bine ați venit. De asemenea, vreau să salut prezența reprezentanților din un șir de instituții de profil. Este vorba de reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenției Naționale de Sănătate Publică, Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului, Agenției de Mediu, Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. De asemenea, salutăm prezența partenerilor, prietenilor noștri buni, care de fiecare dată ne sprijină și vin cu suport. Bine ați venit la Parlamentul Republicii Moldova! În cadrul acestui eveniment ne propunem să discutăm despre infrastructură, despre asigurarea cu apă, sanitație, igienă în instituțiile de învățământ. Mai exact, agenda prevede discuții pe marginea evaluărilor efectuate de către UNICEF Moldova, ce ține de dotări și infrastructură, sanitație și igienă în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. Ulterior, vom discuta cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării despre acele impedimente pe care le avem în asigurarea accesului la apă, sanitație și igienă. Vom avea o rundă de discuții cu instituțiile abilitate și, în acest sens, am să vă rog să oferiți soluții din perspectiva instituției pe care o reprezentați. La rubrica discuții, bineînțeles că vom avea oportunitatea să interacționăm și să ne expunem pe marginea acelor evaluări care vor fi prezentate astăzi.
De fapt, scopul acestui eveniment este să tragem concluzii asupra acelor recomandări, soluții care vor fi oferite. Totodată e nevoie împreună să unim eforturile. Noi, aici, la Parlament, pe dimensiunea comisiilor parlamentare, dar și împreună cu instituțiile abilitate și partenerii de încredere. Așadar, stimați participanți, începem această discuție, cum spuneam, masa rotundă pe care am planificat-o aici la Parlament. Vreau să vă anunț că am planificat să discutăm aproximativ 2 ore și vreau să vă anunț că acest eveniment este transmis în direct pe pagina oficială a Parlamentului. Așadar, ceea ce vreau eu să vă zic este că acest subiect foarte important este pe agenda noastră, agenda parlamentară, dar și pe agenda Ministerului de Resort, Ministerului Educației și Cercetării. Și în acest sens vreau să-i ofer cuvântul secretarului de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, doamnei Valentina Olaru. Vă rugăm. Bună ziua tuturor! Onorată asistență, permiteți-mi să vă salut din partea Ministerului Educației și să vă zic bun venit la această ședință în care ne-am adunat pentru a discuta despre un aspect esențial al educației și sănătății. Asigurarea accesului la apă, igienă și sănătate în instituțiile de învățământ, de fapt, nu este un lux. Aceasta este asigurarea unor drepturi fundamentale a elevilor și, în general, a tuturor actorilor educaționali care se află în oricare instituție, clădire, care poartă denumire de școală sau grădiniță. Fiecare copil are dreptul să beneficieze de aceste facilități, fiecare copil trebuie să fie protejat în cazul unor boli igienice care pot apărea din momentul în care nu avem apă sau nu avem acces la un sistem de canalizare eficient în instituție. Pe lângă investițiile în infrastructură care se merită a fi făcute pentru a asigura aceste drepturi fundamentale, noi conștientizăm foarte bine că educația în domeniul igienii și promovarea practicilor igienice se face nu numai prin investiții în infrastructură, dar și prin investiții în practicile comportamentale. Și despre importanța spălării regulate a mâinilor și altor practici igienice se vorbește în toate disciplinele școlare care au conexe teme la acest subiect. Dar ne dorim să devină și un punct mult mai important, mai ales pentru instituțiile în care vrem să facem aceste investiții. Deoarece menținerea unui mod sănătos de viață este o prioritate națională și nu numai educațională. Responsabilitatea noastră ca Ministerul Educației și ca comunitate școlară în general este să ne asigurăm că toate comunitățile din Republica Moldova în care sunt instituții educaționale au asigurat acest drept. Pentru aceasta avem nevoie de o colaborare intensă atât cu autoritățile locale, cât și cu organizații non-guvernamentale, dar și cu toate entitățile statale, pentru că colegii mei care astăzi o să pun în discuție acele subiecte care fac sau care devin impedimente în calea asigurării acestor drepturi, țin și de aspecte legislative, țin și de aspecte de comunicare dintre diferiți actori sociali, între autoritatea publică locală și autoritatea centrală. Dar prin acțiuni comune și angajamentul nostru față de binele copiilor din Republica Moldova, noi considerăm că putem crea un mediu de învățare sigur, sănătos pentru toți elevii. Și pentru începutul acestei discuții vreau să aduc aminte un desiderat ca să nu uităm că fiecare copil merită să aibă șansa de a învăța într-un mediu sigur care respectiv va promova sănătatea și succesul viitorului lor școlar. Vă mulțumesc anticipat pentru discuții constructive și pentru idei valoroase care ne vor ajuta ca să realizăm acest deziderat. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. În continuare, vreau să remarc că accesul la apă și sanitație nu este un privilegiu,
ci este un drept fundamental pentru fiecare copil. Dreptul la apă și sanitație se află în centrul mandatului UNICEF Moldova, care este mereu un partener de încredere pentru minister, pentru parlament, pentru Moldova în general, susținând inițiativele ce vizează dreptul la educație și oportunitatea pentru educația mai sănătoasă și mai demnă a copiilor. Prin urmare, ofer cuvântul de salut reprezentantei de țară în Republica Moldova, doamnei Maha Damaș. Vă rog. Thank you. Mulțumesc. Onorați parteneri și oaspeți și, de fapt, prieteni, mulțumesc că aveți această întâlnire parlamentară astăzi. Într-adevăr, este foarte important ca să abordăm problema apei și sanitării și igienii în instituțiile școlare din toate motivele pe care dumneavoastră le-ați menționat. Avem oportunitatea astăzi să distribuim un exercițiu critic care a fost în corectarea datelor de bază din 19 școli din țară. Aceste date sunt foarte importante ca o linie de bază și vreau să accentuez anume fapt, deoarece noi trebuie să măsurăm acest lucru din nou peste o perioadă și să vedem dacă este progres. Dar de asemenea este un punct crucial de început pentru ca să sfătuim persoanele care iau deciziile și fac politicile, atât guvernamentale și non-guvernamentale, care să știe cum să distribuiesc resursele efectiv și cum să aibă cele mai efective și bune soluții pentru fiecare școală. Aceste rezultate oferă dovezi foarte valorifică. Și acest lucru de asemenea încurajează la acțiune. Eu vreau să spun câteva rezultate, dar nu voi ruina prezentarea Corinii, dar permiteți-mi doar să spun doar faptul că datele sunt destul de dezamăgitoare, deoarece practic jumătate de școli nu au servicii de apă și de sanitație, dar de asemenea datele au accentuat faptul că trebuie să luăm în considerare nu doar îmbunătățirea infrastructurii, dar și de asemenea practici de operațiune și maintenanță, de soluții sustenabile de sanitație. Când vorbim despre igienă, noi trebuie să ne gândim mai mult despre construire sau infrastructură. Trebuie să ne gândim la și cum sunt menținute practicile și cum, într-adevăr, este practicată igienă. Nu prea mult timp în urmă, COVID-19, doar câțiva ani în urmă, cumva a scandalizat în jurul lumii, că noi chiar și am uitat cum să învățăm copiii să-și spele mâinile corect peste tot. Deci nu este doar despre disponibilitatea apei, care desigur este ok, dar de asemenea și despre cum să menținem practici igienice și practici de un mod de viață sănătos. Cum a fost menționat de către Misalisa și Miss Valentina Olaru, aceste facilități nu sunt un lux sau un privilegiu, ele sunt un drept de bază. Și de asemenea, sunt un component primar și predominant despre cum să facem școlile un mediu protector și sigur. Ele sunt o necesitate pentru a avea un impact pozitiv pe abilitățile cognitive, pentru hidratare adecvată, pentru o învățare mai bună printr-un mediu sigur și igienic, pentru ca să ne asigurăm că fetele se simt bine, pentru igiena menstruală, de exemplu, pentru fete, și să creăm un mediu de învățare sigur și inclusiv prin facilități igienice sanitare. Și prin impunerea acestor obișnuințe și comportamente copiilor. Și de asemenea este oportunitate pentru a să începem învățarea despre reziliența climatică și acțiunile climatice pentru a face și a integra practicile prietenoase mediului în viețile noastre. Acest pas este unul crucial pentru promovarea educației sigure și stării de bine pentru studenți. Acest lucru nu doar asigură demnitatea, siguranța și intimitatea studenților, dar de asemenea are un impact pentru societate mult mai larg. Din acest motiv este foarte important ca să prioritizăm această problemă, dar de asemenea și să luăm acțiune imediată pentru a oferi facilități de spălare mai bune în instituții. Când distribuim datele astăzi și după acest moment, eu vă încurajez să elaborați un plan de intervenție eficient din punct de vedere și cost și de acțiune pentru facilitățile de spălare în școli care vor avea soluții bune și tehnice pentru Republica Moldova și care sunt reziliente din punct de vedere climatic și ca să facem
deciziile corecte pentru a susține mentalitatea corectă a acestor facilități în școală. Vă rog să nu țineți minte că nu este nicio soluție pentru toate școlile, pentru că școlile sunt foarte diferite și situațiile sunt foarte diverse din acest moment. Creativitatea și flexibilitatea noastră pentru ca să menținem standardele este de asemenea foarte mult necesară. Într-adevăr, școlile sunt diferite în Republica Moldova și, într-adevăr, avem nevoie de abordări diferite, de intervenții specifice fiecărui tip de școli, în special în mediul rural. Avem nevoie de un plan de intervenție și acest plan trebuie să-l facem împreună cu instituțiile abilitate, cu partenerii de dezvoltare și noi avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a pune pe hârtie acest plan, dar cel mai important pentru a-l realiza, pentru a-l pune în practică. Aceste discuții care urmează sunt foarte importante pentru că e nevoie să cunoaștem care este starea la moment a instituțiilor, care este fotografia la zi și, prin urmare, vreau să trecem la acele prezentări care le-au pregătit reprezentanții UNICEF. Respectiv, vreau să ofer cuvântul doamnei Corina Andronic, reprezentantului UNICEF, și vreau să punctați, așa cum ați pregătit prezentarea dumneavoastră, dar nu mai mult de 15 minute, așa încât să ne rămână timp să avem pentru discuții. Vă rugăm! Bună ziua! Este o deosebită recunoaștere, să-i spunem așa, că avem toate instituțiile prezente și cei care fac parte de infrastructură și cei care coordonează procesul educațional în Republica Moldova. Este important să-i avem alături și am reușit în acest forum să-i avem și pe cei de la Ministerul Sănătății, Agenția de Sănătate Publică, deoarece intervențiile în școli au o multitudine de fațete, lucru care a fost developat, dacă putem spune așa, și de această evaluare. Ce este important să considerăm este că această evaluare nu s-ar fi putut realiza fără participarea activă a directorilor de instituții și permiteți-mi să spunem că în tandemul de lucru dintre UNICEF și Ministerul Educației a fost important să asigurăm managerii de instituții de învățământ că aceste date nu vor fi folosite pentru a crea stigmă sau pentru a-i pune în situația, de a-i pune la perete că nu oferă sau nu rezolvă niște situații în școală. Participarea lor a fost importantă și noi credem cu desăvârșire că ei au și înțeles sau au învățat cum corect să-și poată evalua aceste condiții și să înțeleagă ce trebuie să îmbunătățească și de asemenea cum să etapizeze aceste intervenții. Am ajuns la peste 80% de instituții din țară și avem peisajul a tot ce înseamnă instituțiile de învățământ din mediul rural. O parte din instituțiile din mediul urban care nu neapărat au considerat că se confruntă cu o problemă, nu au fost parte acestui, nu au dat curs acestei invitații, dar putem completa șirul de detalii pe parcurs. Noi am încercat să evaluăm și în profil de raioane care este situația. Această informație ne ajută să înțelegem la ce raioane poate nu s-a ajuns sau, ca în situația municipiului Chișinău, să observăm că aici situația este mai bună, din simplu motiv că sunt racordați la rețeaua de alimentare cu apă și sanitație și de multe ori acele condiții de bază sunt respectate. Situația este mai delicată la nivel rural, așa cum spuneam, punctau și colegii noștri și informația o aveți și în acea succintă prezentare tipărită, oferită tuturor, și anume calitatea apei sau situația alimentării cu apă, în special în mediul rural, acolo unde nu avem sisteme centralizate de alimentare cu apă, utilizarea fântânilor de mină pentru întreținerea atât a cantinelor cât și a blocurilor sanitare și eventuale impedimentele care le avem atunci când ne dorim să intervenim.
Am încercat să culegem și informații despre calitatea apei. Îmbucurător este faptul că toți managerii din instituții au declarat că s-a testat calitatea apei la începutul anului școlar cu participarea activă și responsabilă a structurilor teritoriale de sănătate publică. Toți directorii de instituții aveau o copie a buletinului de rezultate a testării apei, ceea ce denotă faptul că partea de evaluare sau de supraveghere se realizează, însă trebuie să intervenim mai conștient atât pe partea de prescripții sau recomandări pentru aceste instituții și capacitatea de finanțare a realizării acestor activități. Situația este mult mai delicată, sau să nu spunem cu adevărat precară, la capitolul stocare, transportare și epurare a apelor uzate. Nu este un secret că nu avem rețele de canalizare în mediul rural. Lucru care sperie este că atunci când se încearcă îmbunătățirea condițiilor pe interior, sau cum le spunem noi, de interfață, să creeze aceste cabine de toaletă, se generează apă uzată, care de cele mai multe ori este direcționată către latrina din exterior, utilizată pe post de toaletă, și de multe ori această apă uzată, aceste excremente nu ajung în altă parte decât se infiltrează. Investițiile sunt majore, sunt, și nu este doar chestiunea de finanțe în partea de infrastructură, dar și capacitatea de exploatare acestor elemente și echipamente de infrastructură, de epurare a apelor uzate în mediul rural, în special acolo unde nu avem operatori de apă și canalizare. Cum vă spuneam, noi am luat toate acele compartimente, apă, sisteme de sanitație, dar am încercat să vedem și ce tipuri de toalete utilizează copiii din mediul rural. Avem școli care au încercat să soluționeze pe alocuri problema creând spații în interior, dar avem foarte multe școli, cum vedeți, peste 500 și ceva, care continuă să utilizeze latrinele din curtea școlilor în paralel cu blocurile sanitare existente în interior. Explicații sunt foarte multe, fie că nu au suficientă apă pentru a le gestiona în interior, fie că se confruntă cu situația lipsei rețelelor de canalizare. Unele școli au documentat și faptul că este mult prea scump să transporte apa uzată către o stație de epurare, respectiv limitează accesul, fie permit doar cu copiilor de la clasele primare sau este doar pentru personal, dar de cele mai multe ori se utilizează în paralel mai multe soluții. Avem totuși instituții unde copiii nu au alternativă. Este doar toaleta din curte, sunt 88 instituții din cele care au participat și asta este situația instituțiilor de învățământ care nu au fost proiectate ca și școli, ci utilizează alt tip de clădiri pentru activitatea didactică și de cele mai multe ori nu au spații expres pentru aceste facilități. Noi am încercat să avem un spectru larg, nu doar în materie de infrastructură, dar să tatonăm un picuț și situația elementelor sau detaliilor ce țin de securitate, de intimitate. Și vedeți și cifrele, nu sunt neapărat cele mai îmbucurătoare, dar lucrurile se schimbă sau se transformă de-a lungul timpului și chiar am fost puși în situația, în sesiunile de orientare, să explicăm de ce sunt necesare aceste cabine și care ar fi bunile practici sau din ce materiale să se facă ca ele să respecte toate aceste norme și aceste standarde. Partea care ne pune în gardă, dincolo de dotarea acestor cabine, este și numărul limitat de cabine de toaletă disponibile copiilor în școlile cu un număr mai mare de elevi. Deși norma sanitară recomandă o cabină la fiecare 40 de elevi, avem situații când o cabină este și cam aproape la 100 de elevi ca și exploatare. Asta având impact asupra practicilor de întreținere și funcționarea a blocurilor sanitare.
Am considerat oportun să întrebăm sau să aflăm dacă se face ceva și pe partea de gestionare a deșeurilor solide și a deșeurilor provenite din proceduri de igienă menstruală. Și în același timp să îndemnăm instituțiile de învățământ să aibă acele tomberoane, coșuri de gunoi, dacă vreți, acoperite, așa cum avem și instituții, în special cele care au toaletele în exterior, fără un proces de gestionare a deșeurilor solide. Dacă e să ne întrebăm ce înseamnă asta, asta înseamnă că nefiind un circuit sau nefiind organizat un proces, nici acele latrine nu pot fi corect vidanjate, pentru că toate deșeurile ajung și sunt stocate acolo. În materie de practici de igienă, nu am întâlnit instituții care să nu aibă niciun lavoar disponibil și funcțional, pentru că întrebările vizau și câte lavoare au, dar și câte lavoare sunt disponibile. Și observăm că de cele mai multe ori instalațiile pentru spălatul mâinilor sunt amplasate în blocurile sanitare, în toalete și în perimetrul cantinelor, ceea ce bucură, dar avem și instituții care nu le au în perimetrul cantinelor sau nu le au în zona blocurilor sanitare. Iarăși este situația celor cu blocuri sanitare în exterior. Aceeași situație o avem și pe accesul la instalații de spălat mâinile. În unele instituții nu sunt suficiente și avem încă limite în materie de dotarea cu săpun și consumabile pentru uscatul mâinilor. Din păcate, avem și instituții care nu și-au permis să achiziționeze produse sau consumabile pentru uscatul mâinilor. Chiar dacă pare o întrebare banală, își permit sau nu își permit școlile hârtie igienică, vedem că o parte din școli sau școlile mai mici nici măcar nu au în planul de achiziții, nu și-o permit și nu este o... Trebuie să gândim mecanismul cum facem ca aceste costuri să se regăsească într-un buget a instituției și să nu fie alocat pentru altceva. Dar avem și informația în baza căreia avem o colaborare, dacă putem spune așa, sau o coordonare cu colegii de la UNFPA, și anume oferirea de produse de igienă menstruală în instituțiile de învățământ, în ce măsură ele sunt disponibile pe tot parcursul anului școlar, de cele mai multe ori, sau școlile care le au ca și rezervă, sunt școlile unde există și un cadru medical care îi poate asista. În exercițiul ăsta de evaluare voluntară, directorii de instituții au evaluat de asemenea și situația accesibilității. Cât de accesibile sunt cabinele de toaletă, cât de accesibile sunt instalațiile de spălat mâinile, atât pentru persoanele cu mobilitate redusă, și aici noi am extins cadrul sau eșalonul, nu ne-am referit doar la elevi, ci și la profesori, la personalul din instituții, pentru că trebuie să ținem cont și de acest aspect. Și de asemenea o să regăsiți în publicație și accesibilitatea acestor facilități pentru cei mai mici copii din instituție. Nu întotdeauna instalațiile din instituțiile de învățământ sunt plasate la înălțimea pentru cei mai mici elevi din instituție. Pe partea de recomandări, eu știu că o să ne spuneți că e ușor să dăm recomandări, dar noi am considerat mai multe detalii, nu doar partea de infrastructură. E nevoie să intervenim prioritar în instituțiile care nu au infrastructură și să găsim soluții chiar și pentru acele școli unde apa nu este conectată la robinet la acest moment. Nu își permit acești copii să aștepte până când vom avea rețea de alimentare cu apă în toată țara. De asemenea, reabilitarea blocurilor sanitare care nu au fost utilizate foarte mult timp. Avem această situație, ați văzut și poza din primul slide. E o poză dintr-o școală din Republica Moldova, unde pur și simplu foarte mult timp nu a fost apă. Și nu în ultimul rând, instalarea sau identificarea soluțiilor pentru colectarea, transportarea și epurarea apelor uzate. Acestea sunt spații pe care copiii își desfășoară activitatea. Sunt terenuri de joacă unde aceste latrine se revarsă.
Adică faptul că nu intervenim imediat, nu ne oferă o scuză, în același timp pericolele la care sunt expuși acești copii depășesc limita că nu există o toaletă în interior. Acestea erau recomandări de ordin de infrastructură și sunt poate cele care, cu resursele financiare necesare, sunt cele mai ușor de făcut. Se construiește, se racordează, se dau spre utilizare, însă este important să considerăm în intervențiile și nu doar ale noastre, ale UNICEF-ului și nu doar a instituțiilor statului ca UNDRL-ul sau Banca Mondială ca suport, este să gândim și mecanismul prin care instruim și formăm niște practici de utilizare corectă a blocurilor sanitare la nivel de instituție, creăm mecanismul prin care utilizatorul poate raporta o problemă de ordin tehnic sau de nefuncționalitate, pe cine anunț eu ca și copil că o instalație nu este funcțională și că trebuie repusă în funcțiune. Și, în ultimul rând, acoperirea costurilor reale ce ține de exploatarea și buna funcționare a blocurilor sanitare. Noi avem costuri diferențiate, noi avem tarife de 100 de lei pentru metru cub de apă și canalizare în unele instituții de învățământ, pe când în alte localități este mult mai mică, iar reprezentativitatea asta în bugetare nu se regăsește în recomandările cadru, dar și de asemenea trebuie să considerăm capacitatea instituției de învățământ de a gestiona ceea ce li se oferă. Infrastructura trebuie să fie calibrată capacității instituției de învățământ de a o exploata. Sau, dacă să vă dau un exemplu, o stație de epurare construită la cheie, pe teritoriul unei instituții de învățământ, va servi doar atât cât instituția de învățământ va avea capacitatea, 1, de gestionare, de bugetare a costurilor de mentenanță, supraveghere și testare a calității epurării, în special în situația unde nu avem operatori de apă și canalizare. Cu riscul de a fi pesimistă intervenția mea, o să vă dau un exemplu din raionul Leova, o școală care a muncit foarte mult să-și poată îmbunătăți condițiile de sanitate sau de dotarea toaletelor. 10 ani în urmă au reușit să reabiliteze toaletele din interiorul școlii. Atunci aveau un proiect la Fondul Ecologic și mă uit la colegii de la UNDRL, posibil știu și locația, pentru a construi sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Acest lucru nu s-a întâmplat. De 10 ani, acele blocuri sanitare, reparate la chei, stau încuiate. Copiii care erau în clasa 1 în acel moment au absolvit școala. De ce spun sau ofer acest exemplu? Nu ne permitem să-i lăsăm atât de mult să aștepte. Poate este partea pesimistă, dar ne dă motiv să mobilizăm resurse, idei și capacități și instituții care pot găsi soluții și care pot funcționa mai rapid. Mulțumesc, doamna Andronic. Înțeleg ce spuneți, pentru că și eu merg în instituțiile de învățământ din țară. Eu vin din sistemul educațional și cunosc problemele cu care se confruntă sistemul. În același timp vreau să zic că noi la Parlament, dar și la Guvern, facem eforturi în ultimii ani pentru a prioritiza finanțarea, în special când vorbesc de programul Satul European, prioritatea a fost dată pentru proiectele de aprovizionare cu apă potabilă în localitățile rurale din Republica Moldova, acolo unde apă nu erau de ani de zile. Prioritate s-a dat pentru reparația, pentru construcția blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ, pentru asigurarea accesibilității pentru copiii cu nevoi speciale și nu doar pentru copii, pentru că noi avem cadre didactice, avem personal în instituțiile de învățământ care trebuie să le creăm condiții pentru că ei
8 ore sunt la școală, dar bai și mai mult uneori, o treime din timpul lor îl petrec cu copiii și au nevoie și ei de condiții adecvate. Tocmai de asta noi discutăm astăzi aici la Parlament, să vedem problemele care sunt, pentru că ele există și faptul că noi le recunoaștem că ele există deja este bine, pentru că trebuie să vedem cum intervenim. Respectiv, aș vrea în continuare să-i ofer cuvântul reprezentantului Ministerului Educației, domnului Sergiu Cociaș, să ne vorbiți despre impedimente pe care le aveți la Ministerul Educației, care le semnalează instituțiile de învățământ, directorii de instituții, părinții, copiii. Deci, haideți să ne spuneți așa cum este de fapt, pentru că avem nevoie de date relevante și avem nevoie să vedem cum putem interveni. Vă rog. Mulțumesc. În primul rând, bună ziua la toată lumea. Credeți-mă că nu vin aici să ne jăluim că sunt așa probleme, toți știm aceste probleme. Am încercat aceste probleme, care, mai bine zis, provocări, cu puterile care le avem, să le rezolvăm în limita competențelor, dar unele nu au putut fi depășite. Deci, în cadrul instituțiilor de învățământ, accesul la apă, sanitație și igienă este esențial pentru asigurarea unui mediu propice pentru educație și sănătate. Cu toate acestea, există numeroase impedimente care pot afecta aceste servicii vitale. Printre acestea se numără lipsa spațiilor destinate grupurilor sanitare, necesitând construcția unor anexe care implică expertize tehnice și autorizații. Alte provocări includ lipsa unei surse sustenabile de alimentare cu apă, necesitând obținerea de autorizații și adaptări pentru sursele existente, lipsa sistemelor de stocare, transport și epurare a apelor uzate. Este de asemenea o problemă majoră, mai ales în cazul instituțiilor fără operatori de apă și canalizare. În plus, insuficiența resurselor financiare și tarifele aplicate serviciilor pot constitui obstacole în asigurarea unui acces adecvat la aceste servicii. În aceste condiții, ajustări legislative și bugetare pot fi necesare pentru ca instituția de învățământ să poată gestiona eficient și să poată acoperi costuri asociate. De asemenea, este crucial o capacitate adecvată de exploatare și întreținere pentru a asigura funcționarea optimă a infrastructurii și echipamentelor. Acum am să punctez aceste probleme mai detaliat. În cazul lipsa spațiilor destinate grupurilor sanitare, unde se impune construcția unor anexe. Suntem conștienți că sunt școli care, sau instituții de învățământ care activează în spații care nu au fost proiectate ca școală. Respectiv, au fost adaptate la condițiile existente. În aceste situații nu au fost prevăzute spațiile pentru blocurile sanitare, tehnici sanitare. În aceste cazuri este necesară implicarea autorităților locale și de specialitate, implicând expertize tehnice, geologice, certificate de urbanism, extinderea rețelei de încălzire, durata mai mare, și toate acestea duc la durata mai mare de realizarea proiectului tehnic și de construcție, respectiv și a costurilor. Am încercat să facem un brainstorming de idei, de soluții care am putea să le aplicăm în cazul acestei probleme identificate și una dintre însele ar fi parteneriatele public-private. Instituțiile de învățământ pot colabora cu companii private specializate în construcții și infrastructură pentru a dezvolta spațiile sanitare necesare. Aceste abordare poate accelera procesul și reduce costurile implicate, având în vedere expertiza și resursele disponibile ale partenerilor privați. Finanțare suplimentară. Guvernul și organizațiile non-guvernamentale pot aloca fonduri suplimentare pentru construcția anexelor sanitare în instituțiile de învățământ. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru a acoperi costuri implicate în expertizele tehnice, geologice, certificate de urbanism și alte aspecte legate de extinderea infrastructurii necesare. Și al treilea, i-am spus un program de voluntariat, am făcut o asociere cu Claca Moldovenească. Deci, organizarea unui program de voluntariat în comunitatea locală poate aduce resurse umane și materiale suplimentare pentru construcția anexelor sanitare.
prin implicarea voluntarilor locali, se poate reduce timpul și costurilor implicate în proiect, iar comunitatea va avea un sentiment de implicare și apartenență în rezolvarea problemei. Altă provocare a fost sau este lipsa unei surse sustenabile de apă, de alimentare permanentă cu apă. Instituțiile care se alimentează din fântâni sau mine ar fi o soluție, dar impun utilizarea sursei de apă existente și obținerea de autorizații de la centrele de sănătate publică pentru utilizarea acestei ape, dacă nu este potabilă, și pentru funcționarea blocurilor sanitare. Dacă vorbim despre soluții, vorbeam despre analiza și tratarea apei, instituțiile de învățământ pot efectua analize periodice ale apei din fântânile de mină pentru a identifica eventualele contaminări și a lua măsuri adecvate de tratarea apei pentru a face potabilă. Acestea pot implica utilizarea filtrului de apă sau altor tehnologii de tratare disponibile. Instalarea unor sisteme de colectare a apelor de ploaie. Pentru a reduce dependența de fântânile de mină, instituțiile de învățământ pot instala sisteme de colectare a apelor de ploaie. Această apă poate fi utilizată pentru diverse scopuri non-potabile, cum ar fi toaleta și curățenia, reducând astfel presiunea asupra sursei principale de apă, potabile. Colaborarea cu autoritățile locale și regionale constă în instituțiile de învățământ pot colabora cu autoritățile locale și regionale pentru a găsi soluții durabile pentru alimentarea cu apă. Acest lucru poate implica obținerea de autorizații de la centrele de sănătate publică pentru utilizarea apei din fântânile de mină și implementarea unor planuri de gestionare a apei în colaborare cu aceste autorități. Altă provocare, numai puțin importantă, este lipsa sistemelor și a serviciilor de stocare, transportare și epurare a apelor uzate. Această provocare include mai ales în cazul distanțelor mari de la instituția de învățământ până la stație de epurare, unde poate fi transportată apa uzată și nămolul, implică soluții în cazul instituțiilor, în special că nu există, adică provocarea mai mult este pentru instituțiile în care nu există operator de apă canal, adică nu are cine transporta această apă uzată. Câteva soluții. Dacă vorbim despre sistemul de epurare la nivel local, instituțiile de învățământ pot investi în sisteme de epurare la scară mică sau medie pentru tratarea apelor uzate înainte de deversarea lor în mediu. Aceste sisteme pot include stații de epurare mobile sau modulare, care pot fi instalate în campusul instituțional sau pe teritoriul adiacent instituțiilor de învățământ. Utilizarea tehnologiilor alternative de epurare constă în lipsa accesului la rețele de canalizare și stațiile de epurare. Instituțiile pot adopta tehnologii alternative de epurare a apelor uzate, cum ar fi diferite aceste latrine sau tancuri de septice, da, fose septice. Deci acestea ar putea fi o soluție, dar iarăși în dependență de volumul apei uzate. Dacă vorbeam despre parteneriate cu comunitatea și organizațiile non-guvernamentale, instituțiile de învățământ pot colabora cu organizații non-guvernamentale și comunitatea locală pentru a dezvolta soluții durabile de gestionare a apelor uzate. Acest lucru poate include proiecte de educație și conștientizare în comunitate, programe de voluntariat pentru întreținerea sistemelor de epurare și mobilizarea resurselor umane și materiale necesare pentru implementarea și operarea acestor sisteme. Insuficiența resurselor financiare pentru întreținerea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație este una din provocările pe care mulți dintre manageri se tem să faciliteze aceste servicii sau să dezvolte aceste servicii pentru comunitatea sa. Pentru că una este ca să reabilităm un grup tehnico-sanitar, dar costurile ce urmează a fi pentru a întreține, de asemenea, sunt importante.
Deci, soluții. În primul rând, creșterea fondurilor alocate. Deci, guvernul poate crește alocările bugetare pentru serviciile de apă și sanitație în instituțiile de învățământ. Acest lucru poate fi realizat prin revizuirea bugetului de stat și alocarea unei sume mai mari pentru infrastructura și serviciile pe utilități în școli. Programe de finanțare dedicat. Poate fi create programe de finanțare specifice destinate exclusiv pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și sanitație în instituții de învățământ. Aceste programe ar putea include subvenții guvernamentale, împrumuturi cu dobânzi reduse sau alte mecanisme de finanțare pentru a sprijini investițiile în acest domeniu. Oportunități fiscale pentru donații. Pot fi introduse sau consolidate diferite oportunități fiscale pentru donații făcute de către persoanele fizice sau juridice către instituțiile de învățământ pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și sanitație. Aceste oportunități pot stimula implicarea sectorului privat și a comunității în sprijinirea acestor proiecte. Și, în ultimul rând, parteneriatele publice private, unde guvernul poate facilita și promova parteneriatul public-privat pentru dezvoltarea și gestionarea infrastructurii de apă și sanitație în instituții de învățământ. Aceste parteneriate pot aduce diverse resurse suplimentare în expertiza tehnică din sectorul privat, contribuind astfel la acoperirea costurilor și al îmbunătățirii eficiente a proiectelor. Ceea ce a menționat și colega mea, iarăși o provocare care ține de întreținere, și anume tarifele pentru servicii de alimentare cu apă și sanitație aplicate instituțiilor publice de învățământ. La moment, acestea sunt echivalente cu prețurile care sunt achitate de agenții economici, care au profit, dar știm că instituțiile de învățământ de cultură generală sunt non-profit. Deci, una din soluțiile pe care le-am încercat să le identificăm ar fi subvenționarea guvernamentală. Deci, guvernul poate subvenționa parțial sau integral costurile serviciilor de apă și sanitație pentru instituțiile publice de învățământ, reducând astfel presiunea financiară asupra acestora. Determinarea tarifelor în funcție de capacitățile financiare. Deci, la moment, având în vedere că instituțiile de învățământ au autonomie financiară sau gestionează finanțele, sunt instituții mici care au un buget mai mic și sunt instituții mari care pot și permite să achite aceste cheltuieli. Respectiv, tarifele pot fi stabilite în funcție de capacitățile financiare ale instituțiilor de învățământ sau ale comunității în care se află acestea. Astfel ar putea implica utilizarea unor tarife progresive sau diferite pentru diferite categorii de instituții, în funcție de dimensiunea lor sau de resursele financiare disponibile. Evaluarea și revizuirea periodică a tarifelor. Tarifele ar trebui să fie evaluate și revizuite periodic pentru a se asigura că reflectă costurile reale ale furnizorilor serviciilor de apă și sanitație, precum și schimbările în condițiile economice și sociale. Acestea ar putea include consultarea cu părțile interesate, cum ar fi administrația școlară, comunitatea locală și autoritățile de reglementare. Și, în ultimul rând, transparența și implicarea. Este important ca tarifele să fie transparente și să fie comunicate în mod clar instituțiilor de învățământ și comunității. De asemenea, ar trebui să existe mecanism de implicare ale acestora în procesul decizional referitor la tarife și servicii asociate. Aceasta poate îmbunătăți înțelegerea și acceptarea tarifelor, precum și sprijinul pentru servicii de apă și sanitație în instituții de învățământ. Nu în ultimul rând, vorbim despre capacitatea redusă de exploatare și întreținere serviciilor de alimentare cu apă și sanitație. Cu părere de rău, în mediul rural există mai puține persoane calificate care ar putea întreține aceste servicii. Și atunci când vorbim despre capacitatea de exploatare și întreținere, vorbim despre personal, consumabile, diverse contracte de servire rețelei și echipamentelor sau chiar acele piese și instalații de rezervă. Printre soluții ar fi asigurarea resurselor umane adecvate,
Deci instituții de învățământ ar trebui să aibă un personal bine pregătit și suficient pentru a gestiona și întreține infrastructura de apă și sanitație. Vorbim despre achiziționarea și gestionarea consumabilor și iar este esențial să existe un sistem eficient pentru achiziționarea și gestionarea consumabilor necesare pentru întreținerea infrastructurii de apă și sanitație, cum ar fi produsele de curățenie, dezinfecție și alte materiale necesare. Contractarea serviciilor de servire a rețelei și echipamentelor, ceea ce presupune că instituțiile de învățământ ar putea considera contractarea unor servicii profesionale, dacă nu au acele resurse umane, să contracteze careva servicii în acest domeniu. Și, în ultimul rând, achiziționarea și gestionarea pieselor de schimb și a instalațiilor de rezervă. Este important să existe un stoc adecvat, rapid, orice defecțiune sau avarie în infrastructura de apă și sanitație să poată fi reparată în termen proxim. Vă mulțumesc pentru atenție și cred că este deja o temă mai departe să discutăm despre acest subiect. Mulțumesc, domnule Coceaș, pentru prezentare. Într-adevăr, ați enunțat impedimentele, dar ați propus și soluții. De aceea eu propun să trecem la runda de dezbateri asupra soluțiilor. Unul din impedimente pe care le-ați enunțat este lipsa unei surse sustenabile de alimentare cu apă. Lucrul acesta noi îl vedem în special în localitățile rurale din Republica Moldova și aici spuneați anterior de fântânile cu mină care le avem noi sau fântânile de mină care le avem noi în sate. Aș adresa întrebare către Ministerul Sănătății sau către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Dacă puteți să ne spuneți în ce condiții se pot utiliza fântânile de mină pentru a pune în funcțiune blocurile sanitare, ce crede Agenția Națională pentru Sănătate Publică, dacă puteți să ne dați mai multe detalii cu referire la soluțiile enunțate de colegii de la Ministerul Educației. Vă rugăm să vă prezentați mai întâi. Da. Vă rugăm. Bună ziua! Mult stimată audiență! Sunt Ion Șalaru, director adjunct Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Da, este o problemă în școli, încă persistă. Ceva mai mult de 15% din școlile rurale sunt aprovizionate cu apă din fântâni freatice, adică ape de mică adâncime. Problema este că aceste surse nu sunt protejate, ele sunt ușor supuse poluării și dacă facem o analiză, o trecere în revistă a rezultatelor din ultimii ani, vedem că cea mai mare problemă a acestora este conținutul ridicat de nitrați și avem 3/4 din aceste fântâni conțin nitrați în concentrații mai mari de 50 de miligrame pe litru și, de asemenea, în proporție de 40-45% sunt contaminate microbian. Ceea ce înseamnă că ele actualmente servesc doar ca sursă de urgență, adică că nu este altceva, ca o sursă în condiții de calamitate, să zicem. Dar, în perspectivă, nu pot fi considerate și deci trebuie luat în vedere faptul de identificat alte surse. Ce ține, s-a menționat aici de utilizarea filtrelor în caz dacă apa este neconformă. Aceasta ar putea fi o soluție doar în anumite cazuri, în dependență de compoziția apei și de faptul că și întreținerea, gestionarea unui filtru necesită cunoștințe, necesită consumabile și necesită investigații de laborator mai frecvente. De aceea, din punctul nostru de vedere, noi le vedem, zicem, doar ca o sursă de utilizare ca
apă menajeră, nu ca apă potabilă, și doar pentru spălat și viceuri, nu pentru cantină, nu pentru băut. Și acest lucru, adică el trebuie să fie într-un fel înțeles, nu este o problemă că nu ar dori Ministerul Sănătății, sunt stabilite niște reguli, începând cu 3 noiembrie anul trecut, s-a revenit la procedura de autorizare sanitară a sistemelor de alimentare cu apă. O perioadă această procedură a fost exclusă și acum s-a revenit, deci în mare parte din aceste considerente ele nu pot fi autorizate. Fiindcă autorizația se eliberează în conformitate cu prevederile legale doar în caz dacă apa este conformă la toți parametrii. Bine, dacă este vorba doar de parametri microbiologici, acolo se poate interveni prin dezinfecție și problema se soluționează. Și aici trebuie să avem în vedere și aspectele ce țin de calitatea apei acolo unde există sistem de apeduct și unde există sondă arteziană, fiindcă așa este situația naturală în Republica Moldova, așa sunt condițiile geologice, că aproape 50% din apele subterane sunt neconforme. Dintr-un punct sau altul de vedere, dar în circa 25% din cazuri este necesar obligator ca să faci tratarea apei, din cauza că se conține sau fluor, sau fier, sau în puține cazuri avem și sonde cu nitrați și aceasta la fel ar fi un impediment. Noi vedem o soluție la nivel național și am propus-o de mai multe ori, ea se realizează în diferite zone, ca să extindem zona de livrare a apelor produse la stațiile de tratare a apei, deci a apelor de suprafață, fiindcă capacități de proiect există pentru toată țara, este problema în infrastructură, iar acolo unde nu este posibil, doar ca o soluție provizorie, livrarea apei ar putea fi, fiindcă noi avem producători care pot să producă apă în containere, adică nu în butelii mici, dar în containere mari de câteva cuburi care pot fi livrate, deci și la un preț mai scăzut, dar și acolo deja răspunde producătorul de siguranța acestei ape doar pentru băut. Deci noi în așa fel vedem și desigur că ne trebuie și o campanie, o comunicare atât la nivel național cât și la nivel local, fiindcă construcția acestor servicii, dezvoltarea infrastructurii de apă și sanitație, ea implică și o schimbare de comportament. Fiindcă noi nu putem avea același comportament ca în cazul când ne folosim de WC-ul extern sau de apa la robinetul din curtea școlii, ca și în cazul când avem deja infrastructură corespunzătoare, lavoare în școală, avem WC-uri interioare. Deci, desigur că aici se cere și se poate de utilizat deja experiența cu implementarea, noi avem aproape 60 de școli în Republica Moldova unde s-au instalat toalete Ecosan, care de asemenea este un exercițiu dificil, dar implică o schimbare de atitudine. Și noi aici, deci cum am menționat și UNICEF, unul este aspectul de infrastructură, dar nu este suficient infrastructura. Practica demonstrează că avem nevoie
ca să regândim și menținerea acestor sisteme și faptul că trebuie să alocăm finanțe pentru consumabile. Din punctul nostru de vedere, utilizarea filtrelor poate ar fi o soluție mai rapidă, dar nu este o soluție ușoară. E ca și în cazul când propui fosă septică, este mai simplu că nu se face epurarea apelor, dar îi dai dureri de cap care de transportat și nu sunt servicii în vecinătate și nu sunt stații de epurare în vecinătate. Și el încearcă, adică, să descurce prin alte mijloace. Așa și aici, deci nu este o problemă ușoară. Ce putem noi să facem? Deci noi asigurăm monitorizarea calității apei. Dar nu putem spune în pericol viața copiilor, ca să zicem, uitați-vă, n-aveți altă sursă, nu avem ce face. Vă lăsăm așa că alta nu-i. Nu putem autoriza sursele care sunt neconforme. Da, vă mulțumesc pentru aceste detalii și soluții. Într-adevăr, am să constat, pentru că am discutat cu unele subdiviziuni teritoriale a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în ultima perioadă, așa cum a zis că este obligatoriu acea autorizație sanitară, respectiv și constatările UNICEF-ului de astăzi prezentate ne spun că toate instituțiile de învățământ au această autorizație, pe de o parte, pe de altă parte, autorizarea costă. Asta ne spun și instituțiile de învățământ. Trebuie să planifice anumite surse financiare, deci trebuie să vedem, să discutăm aceste aspecte și cu directorii de instituții, cu Ministerul Educației. Prin urmare, e nevoie de comunicare, așa cum spuneați și dumneavoastră, la nivel teritorial și aici vreau să remarc că structurile teritoriale pe care dumneavoastră le aveți comunică cu direcțiile de învățământ raionale, au activități comune cu directorii de instituții și asta este bine. Trebuie să continuăm să comunicăm mai mult, pentru că prin interacțiune, prin comunicare, noi putem să oferim soluții, să explicăm practic directorilor, pentru că la un moment dat ei trebuie să fie și medici, și profesori, și psihologi, și foarte, foarte multe abilități trebuie să aibă și cunoștințe. În continuare vreau să-i ofer cuvântul colegii mele, doamnei Adam, dacă puteți să ne spuneți anumite detalii cu referire la acest domeniu, pentru că știu că mergeți în școli și cunoașteți. Mersi. Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate, pentru această discuție. În primul rând, pentru că am angajament pentru un alt eveniment și va trebui să plec. Vreau să apreciez organizarea acestor discuții și mi se pare că aceste discuții sunt mult întârziate. Această problemă nu este de azi, de ieri, este o problemă de ani de zile și îmi pare foarte rău că nu s-a acordat suficientă importanță și aceste probleme ca să ajungem la o altă etapă de soluționare a ei. Dar e bine că mai bine mai târziu decât deloc. Da? De aceea salut această masă de discuții și apreciez efortul partenerilor și vă mulțumesc foarte mult pe această cale, pentru că sunteți cu adevărat un suport și un sprijin de neînlocuit și vreau să cred că ne vom pătrunde cu toții la nivel de toate instituțiile care sunt implicate în acest proces. Ne dăm seama astăzi pe această platformă de discuții că nu ține doar de domeniul educației, nu ține doar de managementul instituțiilor de educație. Problema este mult mai complexă și atunci avem nevoie de implicarea tuturor nivelurilor de decizie, atât la nivelul administrațiilor publice locale, atât la nivelul administrațiilor publice raionale. Totodată, țin să menționez că
Guvernul Republicii Moldova depune eforturi colosale cu privire la implementarea proiectelor de apă și canalizare în localitățile rurale prin intermediul satului european și consider că, iată, aceste proiecte adiacente care țin de instituțiile de învățământ ar trebui să fie conjugate și cu aceste eforturi, așa încât să putem soluționa mai ușor problemele care apar pentru fiecare instituție în parte. Da, repet, mulțumesc pentru această discuție. Sper ca problemele identificate și provocările identificate prin această prezentare să găsească sau să aibă deschidere și cu toți împreună să găsim cât mai repede soluții viabile pentru fiecare din punctele enunțate. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Stimați participanți, vreau să continuăm și anterior domnul Coceaș menționa despre un impediment, lipsa sistemelor și a serviciilor de stocare, transportare și epurare a apelor uzate. Știu că în sală avem reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Reglementările de mediu impun construcția sistemului de epurare a apelor uzate în lipsa operatorilor de apă, canal, cine este în drept, vreau să vă întreb cine este în drept și poate obține dreptul la exploatarea acestor instalații. Totodată vreau să vă referiți la acest subiect prin prisma reglementărilor din legea 303 care a fost la noi la Parlament votată, respectiv va intra în vigoare, dacă puteți să ne dați mai multe detalii, vă rugăm. Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Sergiu Tăbăcaru, șef direcției politici în domeniul aprovizionării cu apă și sanitate, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Deci, conform prevederilor actuale legii 303 pe care ați menționat-o, în localitățile rurale este permisă asigurarea aprovizionării cu apă și canalizare de către operatori în cazul lipsei unor sisteme centralizate de canalizare, doar în cazurile în care este asigurată colectarea și epurarea apelor uzate prin sisteme individuale. Doar că la etapa actuală, legislația nu prevedea un mecanism de autorizare, construire, monitorizare, întreținere acestor sisteme individuale. Fiecare gospodărie, persoană, instituție, la discreție, construiau acele rezervoare, etanșe vidanjabile, latrine, fose septice impermeabile și așa mai departe. În actualul proiect de lege de modificare a legii 303, care se află în Parlament, la etapa actuală și a fost adoptată în lectura întâi, noi impunem obligatoriu instituirea acestui mecanism, de asemenea Ministerul cu suportul Băncii Mondiale a elaborat un proiect de regulament în acest sens, unde vor fi reglementată toată activitatea de la elaborarea construcției, la autorizare, întreținere și monitorizarea acestor sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate. Mai mult decât atât, menționează colegii din toate instituțiile, una dintre cele mai mari probleme, dar și celelalte conexe, oricum sunt legate de lipsa mijloacelor financiare. Orice intervenții ar fi necesar, orice propuneri de intervenții, oricum sunt necesare resurse financiare. Dar, în ultima perioadă, atât Guvernul Republicii Moldova, statul, prin diferite programe, același statul european, prin diferite, spunem așa, resurse financiare alocate direct în bugetul de stat pentru a crea și a îmbunătăți aceste facilități de apă, sanitație și igienă în instituțiile de învățământ și nu doar. De asemenea, foarte deschiși sunt să ne acorde suport financiar partenerii externi și în ultima perioadă majoritatea partenerilor externi, alocându-ne suport financiar, obligatoriu se include o componentă inclusiv pentru a îmbunătăți condițiile de apă, sanitație și igienă în instituții de învățământ, instituții medicale, dar și alte instituții sociale.
Dar pe lângă faptul lipsei mijloacelor financiare, actualmente în Republica Moldova mai există, de fapt, nu există un document strategic de planificare în general în domeniul alimentării cu apă și canalizare. La etapa actuală este în proces de elaborare a acestui document strategic, așa spus, secțiunea specializată a Planului de amenajare a teritoriului național, componenta apă și sanitate. Acest document strategic este elaborat cu suportul Băncii Mondiale în cadrul un proiectului securitatea aprovizionării cu apă și sanitate în Republica Moldova. În cadrul acestui exercițiu va fi elaborată de asemenea o strategie de finanțare, dar și un plan, program de prioritizare a investițiilor. La etapa actuală, haideți să fim cu toții deschiși, conștienți, spunem lucrurilor pe nume. Conform legii 303, dar și legii 1402 cu privire la serviciile publice comunale, responsabilitatea asigurării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în general, dar și în special în instituțiile sociale, învățământ, medicale și altele, este responsabilitatea directă a autorităților publice locale. Și în acest sens, neavând acel document strategic de planificare în domeniu, fiecare autoritate publică locală planifică, proiectează, construiește cum consideră ei mai bine și cum văd ei viziunea dumnealor în acest domeniu. Odată ce vom avea elaborat acest plan național, noi vom putea ghida atât autoritățile publice locale, dar și autoritățile publice centrale, Guvernul Republicii Moldova, partenerii externi, ca să canalizăm mijloacele financiare, planificat, în baza acestui plan de prioritizare a investițiilor și cu suportul atât a statului, a guvernului, dar și a partenerilor externi, sperăm până în anul 2030 să avem acea acoperire cu surse de alimentare cu apă, dar și cu servicii de canalizare, conform strategiei Moldova European 2030, dacă nu mă înșel, la nivel de 95% la servicii de alimentare cu apă a populației, dar și 65% cu servicii de canalizare și epurare a apelor uzate. Asigurând acest nivel de servicii de alimentare cu apă și de canalizare în general a localităților, desigur că vom asigura și accesul la servicii de alimentare cu apă și servicii de colectare și epurare a apelor uzate pentru instituțiile de învățământ și alte instituții sociale la nivel de localități. Vă mulțumesc pentru detalii și salut inițiativa de a avea un document strategic la nivel de țară cât privește aprovizionare cu apă și canalizare. Ori apa este ceva indispensabil și exact așa și stațiile de epurare a apelor uzate. Cunosc că în ultima perioadă au fost construite mai multe stații de epurare, doar că ele sunt construite de regulă în centrele raionale, acolo unde sunt și mai mulți beneficiari, respectiv investițiile sunt destul de mari, pentru că un proiect de canalizare presupune investiții de multe milioane, de zeci de milioane. Cunosc astfel de proiecte la nivel de țară care au fost deja finalizate și este un lucru bun. Avem practici bune pe care le putem desemina la nivel de țară. În același timp, constatările de astăzi a UNICEF-ului ne spun că există probleme și există probleme mari, îndeosebi la capitolul stații de epurare a apelor uzate. Și pe această cale eu vreau să întreb Ministerul Mediului sau Agenția de Mediu, dacă sunt colegii în sală, să ne spună ce soluții pot da autoritățile de mediu pentru instituțiile care nu întrunesc condițiile de stocare, transportare și epurare a apelor uzate. Ori noi, astfel de instituții, avem foarte multe în Republica Moldova, care sunt soluțiile de moment. Ce ne puteți spune la acest capitol? Vă rugăm.
Bună ziua, îmi spune Radu Stratuța, sunt director adjunct la Agenția de Mediu. Nu știu, n-am observat dacă sunt și colegi la minister. Instituția noastră, agenția, este o autoritate publică care implementăm politicile de mediu elaborate de minister. Respectiv, noi suntem cei care eliberăm avize. La momentul actual, actele permisive care sunt eliberate de agenții sunt număr 36. Respectiv, ceea ce ați întrebat dumneavoastră, pentru asta este Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Deci, în cadrul Ministerului, actualmente, da, este Ministerul care face politici, Agenția de Mediu, care le implementează, și Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care stau la strajă. Respectiv, în cazul în care nu anumit o instituție publică, un agent economic, o persoană fizică, persoană juridică, indiferent, în cazul în care încalcă legislația de mediu, este pasibil de a răspunde. Și de lucrul ăsta, la moment, se ocupă Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Da, mulțumesc pentru aceste detalii. În mod obligatoriu vom adresa aceste întrebări Ministerului Mediului și Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Asta înțeleg că ar fi întrebarea pentru dânsii. Dacă din perspectiva agenției de mediu, da, fiecare, eu nu știu, școală în cazul respectiv, când intenționează să facă un proiect, în funcție de ce anume dorește să face, să facă alimentarea cu apă, canalizarea, este acolo sau nu este, intenționează să-l creeze de la zero, este, ei urmează să se adreseze, hai să spunem așa, în primul rând, agenției de mediu. Pentru ca noi să facem o evaluare și să vedem, este necesar acord de mediu, aviz, expertize ecologice și mai departe. Eu aș recomanda ca fiecare instituție, înainte de a face ceva, face un demers în adresa agenției de mediu, în care descrie ce dorește să facă și solicită din partea noastră ca noi să-i spunem care sunt pașii. Pentru că în ultima perioadă, de aici vreau chiar să trag atenția, în ultima perioadă și Parlamentul Republicii Moldova și Ministerul Mediului implementează legislația Uniunii Europene, respectiv apar noi reglementări, sunt aprobate noi legi, sunt aprobate noi hotărâri de guvern de implementare a directivelor Uniunii Europene, respectiv ceea ce ține de domeniul mediului, în ultimul timp, dacă am putea să spunem, să trage o atenție mult mai mare la domeniul mediului respectiv, cu risc să mă mai repet o dată, înainte de a iniția o activitate, cel mai bine să solicite de la agenție. Da, mulțumesc. Deci, până la urmă, este vorba de comunicare, inclusiv între instituții. Cred că trebuie să comunicați foarte intens cu Ministerul Educației și Cercetării. E nevoie să aveți aceste discuții la nivel central, pentru că aveți ședințe cu șefii de direcții din raioane, respectiv aveți oportunități să diseminați această informație către domniile lor. Vreau să mergem mai departe. În sală avem reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Dacă puteți să ne dați un semn, dacă sunteți în sală, da. Pe dimensiunea protecție socială a copiilor, a celor care avem, a tuturor celor care avem în instituțiile de învățământ, dacă puteți să ne spuneți dumneavoastră din perspectiva ministerului pe care îl reprezentați. Vă rugăm. Bună ziua tuturor. Mă numesc Doina Popa, sunt consultant principal în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Direcția Politici de Protecție a Copilului și Familiilor Copii. Deci, ce pot să spun, că Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu are competențe în acest domeniu, dar mereu a salutat în general tot ce ține de domeniul asigurării infrastructurii, mai ales când vorbim de copii, adică de asigurarea acestor măsuri igienice și
este mereu deschis ca pentru colaborarea pe acest domeniu. Vă mulțumesc! Da, mulțumim pentru deschidere și pentru participarea în cadrul acestei discuții. În continuare, vreau să discutăm despre ce trebuie să facem la nivel de legislație, la nivel de acte normative. Cum vedeți intervențiile sau ce ar trebui să facă legiuitorul, Parlamentul? Eu aș aprecia dacă avem careva propuneri sau careva constatări din partea Ministerului. Aș aprecia propunerile din partea UNICEF, pentru că de fiecare dată aveți propuneri foarte bune de modificare a legislației. Și a tuturor partenerilor care îi avem astăzi prezenți, o să mergem pe rând, vă rugăm așa 2 minute ca să reușim toți să ne expunem. Vă rugăm, Ministerul Educației. Da, dacă am să mă refer în primul rând la aspectele de finanțare și de asigurare a sustenabilității tuturor investițiilor care se vor face și urmează a fi făcute în acest domeniu, trebuie să recunoaștem că la moment avem pentru acele instituții care sunt conectate la sistemul centralizat de canalizare, am putea să zicem că toate aspectele de asigurare a cheltuielor financiare, mecanismul este. Deci, formula de finanțare presupune cele cheltuieli și de canalizare și de plată pentru apă, pentru circuitul de apă, inclusiv și pentru hârtie de WC-ul, care astăzi s-a pomenit aici. Ea este ca posibilitate de procurare din bugetul instituțiilor. De acum, cât este de mare bugetul, aceasta trebuie să discutăm la nivel de necesități locale, pentru că întotdeauna există prioritățile și trebuie întotdeauna de văzut unde prioritizăm și unde micșorăm. În ceea ce privește instituțiile care nu sunt conectate la sistemul centralizat de canalizare și pentru ele urmează să fie creat un mecanism suplimentar de evacuare a apelor uzate, de întreținere acestui sistem, aici suntem în proces de gândire, de dezvoltare a unui mecanism de finanțare suplimentară pentru aceste instituții. Vom vedea cum asta va fi conectată la formula de finanțare, dar este clar din start că este nevoie de anumite resurse suplimentare pentru a asigura sustenabilitatea acestor investiții. Pentru că un sistem de curățire a apei sau un sistem de epurare, de evacuare a deșeurilor, aceasta presupune surse financiare suplimentare și destul de mari. Totodată, dacă vorbim de alte modificări legislative, una dintre inițiative ar ținea de plafonarea taxelor locale pentru instituțiilor de învățământ din partea autorităților publice locale. Pentru că avem o realitate cu care să o recunoaștem nu prea frumoasă, în care, de exemplu, APL-ul local la nivel de sat, care nu are acces la bugetul școlii, care respectiv este direcționat din partea Consiliului Raional, cumva consideră că ar avea posibilitatea să mai aibă niște surse suplimentare din acel buget care vine pentru școală. Și atunci taxele care se aprobă la nivel de localitate rurală sunt cosmice, ceea ce lovește foarte dur asupra bugetului instituției de învățământ. Și aici cumva ar trebui să facem diferență între un agent economic care înregistrează profit și o instituție de învățământ care de fapt nu face acest lucru. Plus la aceea, servicii educaționale și asigurarea condițiilor igienice în localitate, eu cred că este o prioritate nu numai instituții de învățământ, dar și autorităților publice locale. Și aici trebuie să se recunoască, de fapt, contribuția paralelă pentru rezolvarea acestei probleme. Cam astea ar fi până și acele propuneri pe care le vede de Ministerul Educației. Mulțumesc, doamna Olaru, pentru aceste detalii.
doar câteva comentarii. Într-adevăr, trebuie să avem o prevedere în lege, dar ulterior și să comunicăm cu administrația publică locală de nivelul 1. De fapt, acolo se aprobă taxele și respectiv instituțiile de învățământ sunt puse pe picior egal cu agenții economici pentru a plăti acel tarif la apă. Noi, din partea comisiei, dar cred că și colegii din alte comisii, suntem la dispoziție, pentru că suntem în fiecare săptămână în teritoriu, interacționăm cu administrațiile publice locale, cu cetățenii, așa încât să avem aceste discuții așa mai larg, să înțeleagă și ei că trebuie să pună umărul. Cum spuneam, UNICEF are un mandat puternic tot ce ține de dreptul la apă și sanitație și vreau să ne spuneți cum reușim să schimbăm această paradigmă pe partea de sprijin ce ține de sanitație, de igienă, de aprovizionare cu apă, pentru că apa este indispensabilă în fiecare localitate. Dacă puteți să ne spuneți care este disponibilitatea, viziunea și posibilitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Aici sunt două sugestii. Una dintre ele care aș dori să o adaug aici este că, în general, aceste modificări trebuie să fie adoptate și chiar dacă discutăm despre sectorul urban și unul rural și, desigur, să luăm în considerație și școlile mari sau școlile mici. În momentul când noi aplicăm pentru aceasta, aș putea să vă spun că acest paradox între urban și rural trebuie să fie înțeles. Desigur că ar putea să fie în termen și de tarifele pe care au fost discutate și, desigur, considerăm că parlamentarii, deci politicile care sunt implementate aici și propunerile care au fi să fie aplicate, aici am putea să mergem mai departe. Asta e ceea ce aș putea să văd eu în aceste momente. A doua sugestie pe care aș dori să o ofer aici este 0.03, nu ar putea să fie inclus pentru individualii mici care și pentru comunitățile mici care discutăm despre sanitate. Desigur că conductele și desigur igiena care ar trebui să fie efectuată și în general accesul care trebuie să fie inclus în școală în general oferă să elaborăm și să ne gândim cum am putea depăși aceste dificultăți. Desigur că noi suntem gata pentru o discuție cu Ministerul ca să avem posibilitatea să includem aici și Ministerul Mediului. Cum am putea noi să includem aceste comunități micuci care avem și satele care în general nu ar avea această posibilitate de sisteme să fie incluse în școli și toate lacunele care apar acolo. Aceasta este ceea ce văd eu în momentul de față, iar o parte din toate acestea în momentul când noi discutăm despre aceasta, deoarece eu am avut posibilitate, cât și Europa, Uniunea Europeană a introdus o lege nouă. Dacă ți-mi minte bine, în anul 2022 se discuta despre taxele care sunt implementate pentru serviciile sanitare și aș putea să vă spun că au fost implementate această lege în 17 țări diferite și au fost discutate și au fost analizate la fel. Dar, desigur, ceea ce aș putea să adaug aici este că Moldova nu ar putea să ofere, pentru că luăm în considerație criza economică pe care noi avem și punctul important pe care îl avem aici ca ei să înțeleagă acest aspect, deoarece aceasta ar putea reduce în general momentele și aspectele când discutăm despre produsele de igienă și accesul care copiii ar trebui să-l aibă în școală. Aceasta este tot ce văd eu în momentul de față. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. And if I may, vă mulțumesc dacă aș avea și eu posibilitate să adaug, după cum și-am menționat aici. Desigur că sunt foarte multe primisare, dar trebuie să fie foarte multe implementate aici. Chiar și dacă discutăm despre dezvoltare, dar încă nu a fost completat. Desigur că vom fi foarte fericiți în serviciul când cineva ne oferă această posibilitate și, în general, procesul pe care îl avem, să avem posibilitate să propunem un plan de muncă care ar trebui totul să se întâmple pas cu pas. Desigur, ar trebui să fie aplicate și niște criterii în acest moment, care să nu fie
să fie acceptabil în moment când discutăm despre regiunile pe care le avem. Desigur, și aș putea să vă spun aici că draftul pe care îl avem și legislațiile și politicile care ar putea să fie implementate aici pentru discuțiile, chiar și pentru toate momentele când discutăm despre acceptarea și conectarea actului pe care ar putea să fie de o valoare foarte mare, desigur că noi ar trebui să conectăm în legislație diferite sectoare, diferite pe care am putea să le aducem pe toate împreună și să oferim condiții bune pentru copii în școală. Da, vă mulțumesc pentru aceste detalii. În sală o avem pe buna noastră prietenă a Moldovei, a noastră a tuturor, reprezentanta de țară UNFPA, deci este vorba de doamna Carina Nerselian. Eu o salut la Parlament și pe toți colegii de la UNFPA. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi în această zi și apreciez tare mult că de fiecare dată sunteți alături de noi. Avem tare multe probleme, dar avem și prieteni buni care ne sprijină de fiecare dată. Vă ofer cu mare drag cuvântul pentru că știu că aveți soluții bune și puneți umărul și de data aceasta. Mersi. Vă rugăm. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru că m-ați binevenit aici. Doar simt că sunt nouă pentru țară, pentru cei care nu mă cunosc. Numele meu este Corlina Nurceseam, sunt reprezentanta pentru Republica Moldova a organizației UNFPA. Și în primul rând aș vrea să vă felicit pe aceste discuții productive care sunt concentrate și pe detalii, dar nu doar pe generalități, dar și pe detaliile a ce este posibil. Și această evaluare asupra APE, într-adevăr, a oferit un fundament pentru mișcarea înainte și aș vrea să mă alătur cuvintelor colegii mele Maha, spunând faptul că nu trebuie să ne uităm doar la infrastructură și la apă, dar de asemenea și să ne asigurăm că nu lăsăm în urmă aceste comportamente și facem școlile sensibile la gen, așa cum a fost discutat și aici. Respectiv, noi ca UNFPA suntem alături cu UNICEF și vom fi foarte încântați să ne alăturăm acestei cartografieri, nu doar ca să sprijinim în gestionarea igienică, în asigurarea că produsele menstruale de igienă sunt prezente în școli, dar de asemenea și în înțelegerea acum acest lucru poate fi făcut într-un fond sustenabil. Care este procesul și unde ne putem noi implica, nu doar pentru a livra servicii, dar de asemenea și să consolidăm capacitățile pentru ca aceste servicii să fie menținute foarte bine și după ce noi plecăm. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru acest salut, dar și pentru suport. Noi simțim acest suport din partea UNFPA de fiecare dată. La Parlament avem platforma femeilor deputate unde promovăm legi pentru femei, pentru familii, pentru fete și de fiecare dată sunteți alături de noi. Mersi tare mult! Ca să mergem pe agenda. Eu aș propune partenerilor care sunt prezenți, dacă aveți plăcerea să luați cuvântul sau să vă expuneți ca să facem anumite concluzii, vă rugăm. Sau cei care doresc să ia cuvântul, vă rugăm. Din nou de la Agenția de Mediu, Radu Strătuță. Până la activa în cadrul agenției, am activat în cadrul Agenției Apelor Moldovei. Și vreau să vă zic ceea ce ține de apeduct, de canalizare și așa mai departe. Din păcate, ultimii, nu știu, 20 de ani, poate mai mult, într-o parte de localități au fost create sisteme de aprovizionare cu apă, însă de sistemele de sanitate, canalizare, cam s-a uitat. Respectiv, lucrul ăsta foarte mult dăunează mediului. La fel, pentru că tarifele la apă, la sanitate, fie mai mici,
este nevoie de regionalizarea acestora. În anii precedenți au fost asemenea proiecte, dar s-a renunțat la ele. Actualmente, dacă eu nu greșesc, la colegii de la minister pot spune că tot au un intenționează să regionalizeze aceste servicii, pentru că cu cât mai mulți consumatori, cu atât prețul și tariful este mai mic. Respectiv, tarifele la ziua de astăzi, conform legii 303, sunt înaintate de operatorul economic către ANRE. Asta am vrut să spun. Da, mulțumesc. De fapt, noi în Parlament avem un proiect de lege, modificările la legea 303. A fost votat acest proiect în prima lectură, respectiv, bineînțeles că îl vom discuta și în lectura a doua. Este un document destul de consistent, s-a lucrat mult la el, sunt multe modificări și includ acele aspecte la care v-ați referit dumneavoastră, dar dacă vreți să detaliați, vă rugăm. Da, în continuare celor menționate domnul Strătuță, vreau să menționez că în actualul proiect de lege de modificare a legii 303 sunt prevăzute anumite reglementări, deja la nivel de reglementare, ceea ce noi considerăm că va impulsiona procesul de regionalizare, și anume, un criteriu de licențiere pentru operatorii de servicii de alimentare cu apă și canalizare va fi area de acoperire, și adică vor putea primi licență doar acei operatori care au în area de acoperire numai puțin de 10.000 de locuitori. Noi cunoaștem la etapa actuală, avem operatori licențiați la nivel de comunități locale, de localități rurale, în câteva localități din Republica Moldova. De asemenea, în proiectul de lege menționează ceea ce spuneați cu referire la volumele de ape uzate. Legea prevede că în cazul construirii unui sistem de public de canalizare și epurare a apelor uzate, timp de un an, toți consumatorii, populația, obiectivele sociale și altele vor fi obligate să conecteze la acest serviciu, la această infrastructură de canalizare. De asemenea, localitățile rurale, conform proiectului de lege, care au în comunitatea lor mai mult de 1.000 de locuitori, vor fi obligați să delege serviciile de alimentare cu apă și de canalizare unui operator licențiat. De asemenea, proiectul de lege prevede ca un criteriu obligatoriu de licențiere să fie asigurată calitatea apei destinată consumului uman. În cazul în care nu va fi asigurată calitatea apei, nu, operatorul respectiv nu va putea primi licență. Desigur, asta tot se va face treptat, nu de astăzi sau de mâine operatorul care livrează populației apă îi se va retrage licența din cauza că nu este apa potabilă sau nu este asigurată calitatea apei. În cazul apariției alternativei deja, va fi construită infrastructura de aprovizionare cu apă, stațiile de tratare, atunci operatorul va fi obligat să furnizeze apă potabilă. Asta în linii generale. Ce am mai vrut să menționez în continuare este că este foarte important colaborarea și dialogul între instituțiile de învățământ și nu doar cu autoritățile publice locale. Conform criteriilor de accesare a fondurilor din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în special satul european, eligibile sunt autoritățile publice locale. Doar. Și la etapa deschiderii diferitelor apeluri, concursuri pentru a aplica și a obține finanțare din fond, de obicei foarte multe autorități publice locale depun alte cereri sau au alte priorități decât cele menționate astăzi de noi. Deci dialogul între aceste autorități, instituții, este foarte și foarte important pentru a prioritiza acele necesități financiare și acele intervenții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, colegi, dacă vrea cineva dintre dumneavoastră să ia cuvântul, vă rugăm. Doamna Morozova. Bună ziua, vă salut pe toți și salut discuția aceasta.
De fapt, o salut pe Iulia Nazaria, care când am venit în Parlament am discutat această problemă și mă uitam la raportul care mi l-a transmis atunci. Deci în 2021, 361 de instituții erau cu blocul sanitar în exterior. Acum sunt 88. Se pare că se mai schimb lucrurile, dar nu suficient și încă avem mult de lucru. Într-adevăr, s-a pus foarte mult accent pentru construcție, extindere, reabilitare, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și prin programul Satul European, și aici vine responsabilitatea primăriilor să fie destul de active și să aplice la acest proiect. Ne bucură că în anul 2023 155 de proiecte au fost selectate și deja cred că sunt finisate referitor la apă și canalizare. Din păcate, aceste proiecte sunt pe locul 3 după construcția edificiilor și construcția și renovarea clădirilor publice. Într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să fie inițiativa APL-ului și primăriilor să vină cu acele proiecte pentru apă și sanitație și, de fapt, invitația de la Ministerul Dezvoltării Infrastructurii, acesta a fost apelul, să avem apă și canalizare în fiecare localitate din Republica Moldova. Noi vrem să, pe lângă apă și sanitație, am văzut aici că în 79 de instituții nu există coșuri de gunoi în spații de toaletă. Deci asta ține de dorința și managementul instituției de învățământ și iarăși ține și de mediu. Ce facem noi cu acel gunoi care nu este gestionat corect și până la urmă ține de sănătatea și protejarea sănătății localnicilor din regiune. Și un alt punct care ținem foarte mult și mulțumesc tuturor partenerilor care sunt alături, referitor la produsele igienice în școli, s-a discutat mai puțin, dar haideți să ne unim eforturile, să avem și mai multe școli, pe lângă cele 8 care sunt pilot, haideți să avem mai multe dispensere pentru absorbante în școli, pentru fetele care au nevoie de susținere în acest scop. Mulțumesc! Mulțumesc, dragă Marina. Alături o avem pe colega de la Comisia Parlamentară Mediu, Climă și Tranziție Verde, Veronica Briceac. Vă rugăm. Da, bună ziua, dragă audiență. Țin și eu să mă expun pe această problemă, fiindcă este una foarte importantă. Înainte de a veni sau de a ajunge pe banca deputatului, am trecut prin Ministerul Mediului și vreau să menționez că la nivel de politici de mediu avem niște reușite destul de promițătoare. În ultimii ani, colegii din minister și-au făcut treaba la cel mai bun nivel, ținând cont de toate recomandările Uniunii Europene, a rămas decât să implementăm aceste politici de mediu și, după cum am menționat și colegii, una din probleme este lipsa resurselor financiare pentru a crea infrastructură nouă. Dar, în același moment, noi cunoaștem despre o problemă actuală a infrastructurii pe care deja o avem, doar că ea este foarte învechită. Despre ce doresc eu să vorbesc? Despre faptul că există studiu unde ne confirmă că în momentul în care apa intră din bazine în țevi, ea este de calitatea 3, deci calitate bună. Ieșind
apa, deci cea la robinet pe care noi deja o avem pe masă, este de calitatea 1, cea mai rea. Deci, totuși, trebuie să ținem cont și de acele țevi, din ce sunt ele, din materialul pe care ele sunt făcute, pe care Republica Moldova dorește să le folosească în cadrul acestor construcții de infrastructură. Deci să luăm cont de politicile Uniunii Europene, unde țevele sunt de o altă componență, vreau să zic. Mersi foarte mult și succese tuturor. Eu sunt sigură că de comun cu partenerii noștri și cu toți oamenii din societatea civilă, noi în sfârșit o să reușim să aducem pe masa copiilor în școli apă calitativă. Mersi. Da, mulțumesc. Concluzia din partea domnului Șalaru, înțeleg că vreți să ne spuneți anumite detalii care nu ați reușit, vă rugăm. Mulțumesc, doamnă deputat. Nu știu dacă vor fi doar din categoria sau nume la categoria concluzii. Eu aș adăuga la ceea ce avem de făcut, deci în continuare, sau ce s-ar putea de făcut. În primul rând, sub aspect normativ. Din partea noastră sau din punctul nostru, zicem, de vedere, există norme în construcții în Republica Moldova care stabilesc clar că în instituțiile școlare apa trebuie să colecteze în sisteme de canalizare pentru stații de epurare. Aici noi am vedea că ar putea să existe anumite spații pentru modificare, ceea ce ține că apa poate fi colectată și în alte instalații, spre exemplu, tancurile septice, la fel se consideră instalații care pot fi gestionate în siguranță. La rândul nostru, acum, Ministerul Sănătății promovează spre aprobare un nou regulament sanitar, care se va aproba prin hotărâre de guvern, pentru instituțiile școlare, adică instituțiile de educație, de învățământ primar, secundar și profesional tehnic. Și acolo noi venim cu un șir de prevederi ce țin de apă, sanitație și igienă și inclusiv pentru prima dată cu referire la cerințele pentru igiena menstruală. Și proiectul se află la etapa de avizare și în curând, în prima jumătate a anului, noi sperăm că va fi aprobat de către guvern. S-a menționat aici că, desigur că am avea nevoie de un plan de intervenție, un plan de acțiuni. La ședința Consiliului Sectorial de Coordonare în domeniul apei și sanitației, care este prezidat de Ministrul Educației, s-a circulat un proiect de asemenea plan. Noi am vedea la moment un plan pentru următorii 2 ani, adică acțiunile care ar trebui să fie urgente. Acest plan poate fi aprobat, deci se poate găsi o modalitate, inclusiv prin ordin de ministru poate fi aprobat și să includă, în primul rând, deja acele proiecte care sunt stabilite, acțiuni de educație, precum și acțiuni de modificare a cadrului normativ, care pot fi făcute în 2024-2025. Pentru anii următori, deci noi am vedea, la anul viitor expiră primul program național de implementare a protocolului privind apa și sănătatea în Republica Moldova. Republica Moldova este parte la protocol, deci protocolul este un document obligator. Și odată ce noi l-am ratificat din 2005, avem anumite obligații. Și concomitent, Republica Moldova este o țară coordonatoare, împreună cu câteva țări, la domeniul apă și sanitație instituțională, adică apă și sanitație în instituții de educație, instituții medicale, sociale, etc. Și noi am vedea că acest aspect să fie inclus în următorul program de implementare a protocolului pentru anii 2026-2030.
care noi vrem să inițiem împreună cu Ministerul Mediului, elaborarea începând cu anul următor și, desigur, și cu Ministerul Infrastructurii. Și cred că acolo și-ar găsi cadrul, ca în cadrul de politici național, să avem clar și acest segment ce ține de apa și sanitația școlară, inclusiv aspectele ce țin de infrastructură, de menținere, dezvoltarea capacităților, etc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Șalaru. Într-adevăr, noi avem un regulament sanitar vechi a instituțiilor de învățământ, e vechi, e de mult. El trebuie reactualizat. Eu, cu mulți ani în urmă, mă uitam la el și era depășit, pur și simplu. Respectiv, apreciem faptul că se lucrează la minister și deja sunteți în procedura de avizare acestui proiect de hotărâre de guvern, înțeleg. Este foarte bine ca ulterior să aveți o comunicare, instruire pentru directorii instituțiilor de învățământ, pentru că de multe ori avem acte normative, legislație foarte bună, dar nu reușim să o implementăm pe deplin, ori partea de instruire, de comunicare cu cei care implementează este foarte importantă. Ceea ce pot eu să vă zic, o să aveți sprijinul nostru a comisiilor de profil parlamentare. Aici o avem și pe colega de la comisia care are și domeniul sănătății, comisia parlamentară care are și domeniul sănătății și comisiei culturii educație și cea de mediu. Deschiderea este pentru a vă sprijini în demersul nostru comun, eu zic, de asigurare a calității vieții până la urmă. Noi ne dorim să avem tineri și tânăra generație este viitorul. Ori dacă ne îngrijim de la cea mai fragedă vârstă, respectiv vom avea generație sănătoasă. Dacă mai vrea cineva să intervină, pentru că ne apropiem de cele 2 ore de discuții, vă rugăm. Bună ziua, sunt Diana Anastas, reprezint GIZ, programul UE pentru Moldova, comunități locale. Vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea discuției date și eu chiar am să împărtășesc cu colegii din cadrul programului rezultatele evaluării. Cu siguranță au impact asupra activității pe care noi o desfășurăm. Doar în 2 minute să vă spun în linii generale câteva din intervențiile noastre la nivel local. Poate unele dintre ele o să vă pară utile și pot fi replicate și în cadrul altor proiecte sau, de ce nu, chiar preluate de instituțiile de stat. Noi lucrăm în 3 raioane, Iedineț, Strășeni și Leova, și am selectat 9 unități administrativ-teritoriale. Au fost selectate, de fapt, localitățile care au participat cu proiecte și sunt beneficiarele programului Satul European. Noi venim cu activități complementare la cei ce deja au ca finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Doar câteva din intervențiile pe care noi le avem în localitățile date pe dimensiunea de apă și sanitație. În toate localitățile acolo unde nu sunt conectate instituțiile de educație preșcolară și școlară, noi acoperim aceste costuri. Într-un sat din Leova asigurăm chiar reparația capitală a blocului sanitar din grădiniță. În localitățile sau în școlile și grădinițele unde analiza apei a arătat că nu corespunde parametrilor necesari, noi vom asigura cumpărarea de filtre pe osmosă inversă, inclusiv ne-am gândit să-i asigurăm și cu cartușe de schimb pentru o perioadă de 1 an, 2, nu sunt sigură exact perioada dată. Un moment foarte important, pentru că chiar și reprezentantul Ministerului Educației și Cercetării a menționat că este necesar să capacităm, să avem persoane instruite la nivel local. Noi vom instrui administratorii de instituții publice care gestionează rețelele interne
și în toamnă planificăm să organizăm două cursuri de instruire. Cursurile sunt acreditate, noi vom contracta organizația care oferă cursurile date. Nemijlocit pentru tehnicieni, vorba de lecătuși și persoane responsabile de întreținerea rețelelor. Și trebuie să recunoaștem că de cele mai deseori participă managerii instituțiilor, persoanele cu funcții mai înalte, pe când tehnicienii foarte puțin sau deloc nu au acces la astfel de instruiri. Respectiv, ca să știți, noi vom oferi aceste instruiri. Cursul se numește Funcționarea și întreținerea rețelelor de apeduct și canalizare. Și încă un moment important îl considerăm noi, vom organiza două vizite de studiu locale, pentru că noi am zis, când fiecare dintre noi va implementa cele mai bune practici care deja sunt implementate în țară, atunci vom merge și în deplasări peste hotare. Noi cu siguranță avem comunități chiar la nivel rural care au proiecte de succes implementate, sustenabile, unde vrem să mergem și să preluăm bunele practici, să întrebăm cum au reușit. Am vorbit foarte mult de fosii septice, de stații de epurare. În cadrul activităților interioare pe care noi le-am implementat, au fost proiecte la scară mică în comunități rurale, unde au fost procurate și instalate mini-stații de epurare. Ei fac circuitul apei în natură, cu apa epurată se irigă un parc micuț care este în jurul la instituțiile cele publice. Respectiv, sunt astfel de cazuri la noi, Republica Moldova, și haideți să le preluăm și să le implementăm, ca fiecare din localități cel puțin să ajungă la nivelul celor mai bune practici care le avem în țară. Poate pe la sfârșit de an, când avem deja rezultatele la activitățile atât pe partea de instruire cât și vizite de studiu, o să vă putem să vă împărtășim chiar din acestea. Vă mulțumesc mult! Da, mulțumesc pentru suport, pentru că oamenii simt asta. Iar, cum spuneam, Moldova are tare mulți prieteni care chiar îi ajută. Mersi tare mult, CES Moldova, stimată colegă. Da. Eu vroiam să zic, în cazul în care noi avem acele instituții de învățământ care au toalete în exterior, nu au apă, canalizație, da? Noi trebuie să mergem pe fiecare din ele să vedem care ar fi soluțiile, da? Și iată, să avem lista de instituții de învățământ fără apă, canalizare, cu toaletă afară, și să vedem care ar fi soluțiile. Și putem să facem un grup în care să discutăm foarte targetat care ar fi soluția pentru fiecare școală. Și aici ar fi deja și partenerii de dezvoltare pot să implice, și Ministerul Dezvoltării, și am putea să facem, să schimbăm lucrurile mai radical și mai așa din scurt. Mersi. Mulțumesc, doamna Andronic, vă rugăm. O ultimă precizare pe partea de evaluare. Această evaluare servește nu doar ca punctul de pornire pentru această situație, pentru că noi am transpus toate aceste date din evaluare, inclusiv într-o bază de date care implică localizarea geografică și chiar suprapunând-o cu informația de cine și unde lucrează, ca să nu dublăm eforturile în unele cazuri. Voiam să menționez un lucru, că servește ca punct de pornire, pentru că acești indicatori de calitate, nu doar de acces la apă și sanitație, se vor regăsi în indicatorii de performanță a instituțiilor școlare în acel sistem de management. Și este important să considerăm că nu doar faptul că o școală are sau nu are apă, are sau nu are canalizare, duce imediat la respectarea normelor sanitare în această instituție. Este un pic după asta, este un pic în măsura în care cei de la sănătate publică pot cere, verifica și supraveghea respectarea normei sanitare. Cei de la mediu pot verifica și cere respectarea normelor de mediu. Iar acolo unde operatorii încă nu sunt, vor fi în 20-30, să le dăm soluții care pot fi aplicate astăzi. Și cred că punctul de pornire sau acest baseline, dacă să-i dăm titulatura recunoscută de toți, trebuie să se regăsească în formele de evaluare ulterioare și în procesul de coordonare cu directorii de învățământ, directorii instituțiilor de învățământ, care trebuie să știe ce urmăresc,
ce monitorizează, astfel încât să avem niște indicatori pretabili, aceiași indicatori, și să nu operăm cu termeni care de regulă sunt preluați doar ca titlu. În X școli nu avem, în Y școli s-a constatat situația asta. Să fim constanți și să operăm cu aceiași indicatori care se vor regăsi și în sistemul de management integrat. Mulțumesc, doamna Andronic, pentru prezentare, pentru implicare, pentru coordonare. Într-adevăr, am reușit împreună astăzi să avem aceste discuții, eu zic, discuții foarte bune, productive și necesare. Acum este foarte important ce facem cu aceste date, ca ele să nu rămână doar pe hârtie la nivel de statistici, e nevoie de implicare. Și pe această cale eu chem toate instituțiile care sunt prezente aici, reprezentanții instituțiilor și care nu sunt prezente astăzi, să ne implicăm plenar. Da, în ultima perioadă noi am reușit să aducem sursa de apă în multe localități, e adevărat, am reușit împreună cu dumneavoastră, împreună cu partenerii de dezvoltare, dar această evaluare pe care ați prezentat-o dumneavoastră ne arată de fapt că mai avem mult de muncit, pentru că Europa înseamnă să ai în fiecare localitate apă de calitate și să ai sisteme de epurare, așa încât viața cetățenilor să nu fie pusă în pericol. Eu țin să mulțumesc UNICEF Moldova, țin să mulțumesc Ministerul Educației și Cercetării pentru această inițiativă. Noi v-am găzduit cu mare plăcere pe platforma Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Mulțumesc tuturor colegilor din ministere, din agenții, tuturor partenerilor de dezvoltare. Mulțumesc că sunteți alături de noi și sunteți receptivi la nevoile cetățenilor Republicii Moldova. Suntem deschiși în continuare să colaborăm și eu m-aș bucura ca noi să avem discuții targetate pe tipuri de instituții și probleme, tipuri de probleme, pentru că școlile au diferite probleme. De aceea să nu avem doar statistici, dar să avem schimbări concrete la nivelul instituțiilor atunci când mergem și discutăm cu copiii, când discutăm cu directorii. Trebuie să avem înțelegerea care sunt așteptările lor și, bineînțeles, să ne racordăm la acele standarde la care tindem cu noi, cu toții. Vă mulțumesc pentru aceste discuții, vă urez o zi frumoasă tuturor și numai bine, implicare, implicare și iar implicare. Vă mulțumesc!